să urmăresc anumite elemente, atât de la Asaf cât și de la Ceahău. Sunt un joc interesant. Până la urmă, viitoare muncire pentru asta. Ce jucători mai impresionant care ar putea să fie selecționat la meciul cu Irlanda? Pot să dau nume, dar mare am văzut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune la jucătorii pe care am urmărit. Știu că ați fost și aseară la Steaua Dinamo. M-a impresionat Steaua la acea victorie? Am văzut o primă repriză foarte bună făcută de Dinamo. O echipă foarte bine organizată, cu apărare avansată. Chiar a fost aproape, să spun așa, ca Dinamo să deschidă scorul în anumite momente. Și Steaua a avut situații foarte bune când și-au creat ocazii. O repriză echilibrată până la urmă, după care totul s-a năruit după minutul 78, când Steaua și-a mărit avantajul la 2-0, în două minute, de altfel au reușit să scrie două goluri. Prea drastic scorul aseară? Prea drastic, ținând cont de aspectul jocului, putem spune, dar până la urmă Steaua și-a arătat experiența și valoarea prin jucătorii pe care îi are. De bun augur numirea unui tehnician tânăr în locul dumneavoastră la Naționala Tineret? Da, foarte bună numirea lui Mihai. Am mare încredere în el că va reuși să facă lucruri frumoase cu Naționala de Tineret. V-a cerut părerea, știu, anumită caracterizare a băieților? Sigur, discutăm și îl ajut și pun la dispoziție toate detaliile și toate datele despre băieții pe care am avut. Mâine o să mergeți să votați? Ce să fac? Să votați. Am zis că e Halloween. A fost asta. O să mă duc, cred că. Hai, spuneți voi că sunteți gata. Ce ai, două luni? Hai, gata? Două luni. Da? În sfârșit a venit și Victoria pentru voi. Ați așteptat ceva? Da, așa este, a venit și Victoria. După un joc mai puțin bun din partea noastră, este foarte bine că am obținut cele 3 puncte puse în joc. Emoții cu Ceahlăul, că și ei au avut ceva ocazii. Au fost la un pas de a pleca cu un punct. Da, după ce au marcat, am avut ceva emoții pentru că timpul trecea și noi nu reușeam să marcăm. Au revenit speranțele pentru titlu? Nu știu, mai sunt foarte multe meciuri, important este să terminăm pe podium și să mergem din nou în Europa. De ce nu iese jocul așa cum v-ați dori voi? Păi meciurile trecute ne-a cam ieșit jocul, dar am făcut egal cu Petrolul și am pierdut la Celtic. În seara asta n-am jucat foarte bine și am câștigat. Acum, mai bine așa? Nu știu cum să facem. Mai bine așa? Nu știu dacă e mai bine să jucăm prost, să câștigăm acum, vom vedea. E o surpriză și Târgu Mureș acolo pe locul 4? Ce faci cu tău, dar... O surpriză Târgu Mureș pe locul 4? Așteptat să fie acolo în spatele tuturor? Da... Practic un joc foarte bun, joacă foarte bine acasă și zic eu este un loc meritat pentru cei de la Târgu Mureș. Viorel Moldovan a fost și el la meci, te aștept la o convocare pentru meciul cu Irlanda? Am mai spus asta, vom vedea la timpul potrivit dacă o să fiu convocat sau nu. Ai dat aseară la derby? N-am avut cum să mă uit pentru că am fost în Bulgaria. Da, măcar ai văzut scorul, 3-0. L-am auzit, da, am văzut scorul, dar n-am putut să-l văd pentru că am stat în Bulgaria în cantonament și nu prindem niciun post. Te așteptai la un scor și asta până? Nu știu, Steaua se vede că este echipa mai bună, Dinamo nu este într-o formă extraordinară, nu știu ce să zic mai mult. Mâine o să mergi la vot? Nu cred, că este ziua liberă și am altceva de făcut. Da, după modul cum s-a desfășurat jocul, meritam cel puțin un rezultat de egalitate, am făcut un joc bun. Din păcate am primit goluri cu ușurință mare, mai ales ați observat că am primit goluri la sfârșitul fiecarei prime reprize, dând dovadă încă de lipsă de maturitate, de pragmatism și sper ca jucătorii mei să învețe din aceste greșeli și să nu mai le repetăm. Aveți timp să puneți totul la punct? Că... puncte pierdute contează foarte mult. Este ușor, trebuie să mă gândesc și la prezent și la viitor, să formez o echipă tânără, dar acest lucru durează, pentru că
Sunt foarte mulți jucători tineri, am spus, și ne-au lipsit și 5 jucători de bază care au anumită experiență în plus față de ei. Și s-a cunoscut acest lucru. V-a impresionat cineva de la Astra? Adică Astra cunosc echipa foarte bine, este o echipă cu jucători de valoare, de calitate, care pot să facă diferența. Ați văzut Bucarii care, în acea acțiune individuală, asta a stabilit rezultatul acestui joc. Ați urmărit derbiul aseară? Da, am urmărit jocul, da. Ce impresie v-a lăsat? A fost un joc bun. În prima repriză Dinamo și-a creat situații foarte bune de a înscrie. Faptul că nu a înscris, ați văzut că în repriza a doua Steaua a pus o presiune mai mare pe cei de la Dinamo și având jucători și Steaua la fel de calitate, tehnică foarte bună, au reușit până la urmă să câștige la un scor care totuși diferența este prea mare. S-a tot vorbit zilele astea că un campionat cu 14 echipe nu ar fi benefic și ar trebui să rămână 18. Dumneavoastră cum credeți că e cel mai ok? În punctul meu de vedere și al clubului nostru, noi de la început nu am fost de acord cu acest lucru, să retrogradeze 6 echipe. Noi dorim să retrogradeze 4 echipe, dar și în momentul ăsta ați văzut că sunt foarte multe echipe care sunt la retrogradare. La locul 8 în jos, orice echipă poate să retrogradeze. Question. Da. Sotelo sirte kiniki. Ne, ten perimena me ten hriazomastan, duleu me aftin, aske diskule ala irte. Am așteptat-o, ne-a venit, aveam nevoie, e bine când bați. Revin speranțele pentru titlu? Ergun de pali titlu. Είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει προβλήματα αρκετά και πρέπει να κοιτάξουμε τώρα μέχρι το χειμώνα τι να γίνει εδώ πέρα για να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Η κύπα νόστρα άρε κεβά προβλήμα με μόνο του δε φάτσα, ενσα κρέδε κα σε αστεπτάμ σε βίνα γιάρνα και σε ο φάτσα μας ακούν τρέβοι. Εγώ πιστεύω από το χειμώνα και μετά άστρα λίγο διαφορετική πρέπει να είναι. Crede că Astra o să fie o alta după iarna aceasta. Vor fi schimbări multe la nivelul lotului? La asta se referă? Da, ine Polesa la Ghes, ea roster de sumă, da. Tore le gonoris, ea na cam, tore e un problemă, ta tore am pus vlepe de mete sindicade și că de ca exades. Simera pale im astan de ca efta atoma, stina postului, că eu de ca 8. Meta, avem probleme acum. Acum ne gândim la lucru ce o să facem zilele acestea. Foarte mulți accentați, foarte multe cartonașe și cu greu strânge 16-17 jucători. Au urmărit derbiul? E destul match Steaua din amă. Uș. Nu. A fost mai greu capul, nu? Da. Ok. Nu mă Da, gata. Oricum o să mă uit la fete în dreapta. După câte meciuri a primit victoria? Nu știu, important este că a venit. Suntem foarte fericiți că am reușit o victorie importantă și cred eu că suntem pe drumul cel bun. Reintrați acolo în lupta pentru titlu, victoria asta poate ce puțin pentru moral. Ne dorim să urcăm din ce în ce mai sus în clasament. Nu ne gândim momentan la titlu. Ați avut un banner pentru Ștefan Bărboianu? Da, normal. A fost colegul nostru 2 ani de zile și e normal să fim alături de el când el și familia lui trec prin clipe mai puțin fericite. Ceahlău, te-a surprins în vreun fel? Nu, știam că este o echipă bătăioasă, o echipă care a obținut multe puncte, care a încurcat destule echipe, dar până la urmă am fost mai bun și am câștigat. Ai văzut derbiul ăsta? Nu, eram în Bulgaria și nu l-am văzut. Sau măcar scorul 3-0 cum? Dar m-au zis. Nu știu, nu am văzut meciul. Nu pot să comentez. A fost domnul Moldovan aici în tribune. Aștept o convocare pentru meciul cu Irlanda la națională? Cred că orice jucător își dorește să fie convocat la echipa națională. O să mergi bine la vot? Nu. Ați făcut și un gest impresionant pentru Ștefan Bărboianu la începutul meciului. Ați purtat un banner. Da, am spus Maia din Aur. E normal să fim alături de el pentru că a fost colegul nostru și trebuie să știe că are cât mai multă lume alături, mai ales în aceste momente. Jucați meciul din Europa League, cu Celtic. Da, este un meci greu. Trebuie să
să intrăm pe teren și să jucăm fotbal, pentru că noi nu mai avem nimic de pierdut. Trebuie decât să ne bucurăm de compania unui adversar puternic, cu tradiție, și sperăm să aducem din nou lumea la stadion și să obținem un rezultat pozitiv. Mulțumesc!